Pentru noi satul a fost o școală de cântec. Nu mi-a fost greu și pe ce mi-a dat Dumnezeu s-a așezat cântecul lăutarilor de la mine din sat. Și când a plecat mașina, mama și-a smuls baticul de pe cap. Atunci s-a rupt ceva în mine. Niciodată să nu-ți dorești ce nu-i al tău. Să te rogi la Dumnezeu să-ți dea posibilitatea să ai și tu. Spune că ce semen aceea culegi. Ce suflet frumos are tata, dar eu nu i-am văzut decât asprimea cu care ne-a educat. Am fost un om fricos în viață, până la o anumită vârstă. Și știi ce spuneam? Slavă ție, Doamne, slavă ție, Doamne! Mă tem mai mult de fericire decât de lacrimi. După lacrimi vine fericire. Nu cred că există fericire. Fericirea doar o întrezărești. Acum când plângi tu, se bucură ei. Noi nu plângem toți în același timp. Când plâng unii, se bucură alții.